Am revenit, dosar de politician, vă mulțumesc că ne urmăriți. Valentin Ionescu, Soina Matei și Eugen Tomac. Să vezi și să nu crezi. Ministrul Justiției, da, s-a trezit cu o idee creață, de dimineață probabil, și a scris un proiect de lege. Nici mai mult, nici mai puțin, să dea bani pușcăriașilor care nu au avut condiții decente de găzduire în penitenciarele românești. Material și intrăm cu o intervenție telefonică surpriză. Ministerul Justiției lucrează la un proiect de lege care prevede oferirea de despăgubiri pentru perioada în care un deținut a stat în condiții necorespunzătoare în penitenciar, însă care nu a beneficiat de efectele legii recursului compensatoriu. Suma maximă care ar putea fi obținută de un deținut care a fost încarcerat în perioada 2012-2017 ar urma să fie de aproape 9200 de euro la o despăgubire de 5 euro pe zi sau de aproximativ 14.000 de euro la o despăgubire de 8 euro pe zi. Printre cei care ar putea avea parte de aceste beneficii se numără și o parte dintre deținuții celebri. Spre exemplu, fostul primar din Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, condamnat pentru corupție și eliberat după ce a executat o pedeapsă de peste 1200 de zile de închisoare, ar putea beneficia de până la 10.000 de euro despăgubire, în timp ce guru Gregorian Bivolaru, condamnat pentru act sexual cu un minor și eliberat după ce a executat 764 de zile de închisoare, ar putea primi o despăgubire de până la 6.000 de euro. De bani frumoși ar putea avea parte, în urma proiectului la care lucrează Ministerul Justiției și Mihai Stoica, Meme, condamnat pentru înșelăciune și eliberat după ce a executat peste 700 de zile de închisoare. Ar putea fi despăgubit tot cu aproape 6.000 de euro. Asta în timp ce Beniamin Laichici, condamnat pe viață pentru că a ucis 5 oameni într-o singură zi și eliberat după 22 de ani de detenție, ar putea primi o despăgubire de 14.600 de euro. Reprezentanții ANP atrag atenția că despăgubirile pentru deținuți pe care le pregătește ministrul Tudorel Toader vor avea o importantă influență bugetară. E inechitabilă și inoportună. Nu știu dacă în România se poate accepta așa ceva. Nu avem nivelul economic care să ne permită o așa cheltuială bugetară. Noi am făcut și un calcul, sare de 370 de milioane de euro totalul și ajunge undeva până la 550 de milioane de euro. Sunt bani serioși pentru România și sunt bani serioși care ar putea fi investiți în educație, în sănătate, chiar în reintegrarea deținuților. Până la urmă, banii ăștia ar trebui să se ducă cu prioritate către victime, ori la victime văd că nu se gândește nimeni. Reprezentanții ANP mai spun că pentru această măsură, pretextul folosit este supraaglomerarea, deși în perioada 2012-2017 s-a înregistrat minimul istoric al deținuților. Da, am revenit în direct. Domnul Gheorghe Becali ni se alătură dezbaterii. Bună seara, domnule Becali! Bună seara! Ați fi de acord să primiți suma asta de bani? Dumneavoastră cred că v-ați încadra undeva la 6.000 de euro, ceva de genul ăsta. Nu. Dacă trece proiectul ăsta de lege. Nu m-aș încadra pentru că eu am stat în condiții bune. Adică mi s-au respectat drepturile din punct de vedere ale condițiilor. Numai probabil cele 5 luni de la Jihlava. Dar ai să nu mințim lumea, să nu manipulăm, domnul Mănăstire. Vă rog. Nu Tudorel Toader face această lege. CEDO a obligat statul român în așa fel încât acei deținuți care s-au liberat din temniță și care nu au primit acel recurs, adică acele date, acele 6 zile compensatoriu care a stat în condiții proaste în temniță, să primească bani de spăgubiri bănești. Deci nu Tudorel Toader, hai să nu dăm vina pe Tudorel Toader, ne obligă CEDO. De ce? Și o să vă spun eu de ce acum, că nici Tudorel Toader nu știe, nici dumneata, nici nimeni nu știți de ce trebuie să primească banii aia. Eu știu, am fost acolo, am trăit, am simțit, am văzut. Păi de ce?
Păi trebuie să primească pentru că domnul Mănăstire, un om care face în pușcărie în România 4 ani de zile, luăm 4 ani. El va trăi, el dacă trăia să trăiască 70 de ani, el va trăi doar 62. Dacă faci pușcărie în România, ți se scurtează viața cu dublu pedeapsa pe care i-ai executat-o. Deci pușcăria din România nu este reintegrare și reeducare. Este exterminare. Te bag în pușcărie, te extermin. Asta înseamnă pușcărirea în România. E adevărat că aia 6.000, 5.000, 3.000, 10.000 care îi vor lua acei deținuți. E o mângâiere. O mângâiere așa... Domnul Becali, sunt pensionari români care trăiesc din 4-500 de lei pe lună. Da. Țara asta e sărăcie în țara asta, da, groaznică. Domnul Mărăstire, păi, și noi ce facem? Mai băgați oamenii în pușcărie dacă n-aveți cum să-i țineți. Deci dacă ești stat creștin... Bagă judecătorii, domnul Becali, da, nu băgăm bun, noi. Păi voi țara pe asta noastră, să nu-i mai băgăm în pușcărie. Dar ce să facem cu ei? Dacă n-avem cum să-i ținem. Da? Deci dacă nu putem să-i ținem în pușcărie și omorâm în pușcărie, în loc să-i reintegrăm, să-i educăm, lasă-l să stea în arest la domiciliu. Bă, n-am unde să te țin, că n-am pușcărie. Te țin în arest la domiciliu, ca să nu faci rău societății. Da? Domnul Becali, ați văzut acum câteva luni. Am stat un an de zile și nu mi-am văzut mama și fetele și nevasta un an de zile. În condițiile în care legea spune 30 de zile pe an. Mie îmi permitea legea să vin 30 de zile acasă. Și de ce nu v-au dat? Am venit după un an numai o singură zi. Și de ce păi nu v-au dat? Sunt criminali și fac asta, acum să plătească statul român. Eu știu un prieten de-al meu care fratele lui are în pușcărie 3 ani și 7 luni și am zis bine, dar el acum după 3 ani și 7 luni vrea să vină acasă aproape 5 zile, 10 zile, câteva 50-60 de zile trebuie să fie acasă. Și a zis, băi, Gigi, nu a venit după 3 ani și 7 luni nici măcar o zi. Păi, băi, spune-o sentimentul. El acum, el crede că s-a născut în pușcărie. Pentru că eu, când ieșeam la tribunale și la instanțe de judecată, mă uitam pe geam să văd populația în stație. Mă uitam să văd cerul. De ce? Pentru că așa sunt condițiile. Te face un fel de animal. Deci ești animal. Deci ia în chipul studiul dumneata, domnul Mănăstire, că un bărbat stă 4 ani de zile fără femeia lui. Păi ăla e câine, ăla nu mai e bărbat când ești. Ascultă ce spun eu, că știu că am trecut pe acolo și am stat un an de zile. Știu ce înseamnă bărbat fără femeie un an de zile. Da? Că le-am trăit. Nu vreau să vă spun ce acum. Și cum am trăit și ce am simțit. Că după aia o să vorbiți și noi, o să mai cinești, o să mai inventați. Dar un bărbat, păi dacă legea îmi dă voie să vin acasă 30 de zile, păi lasă-mă, mă, să vin la nevasta mea, mai criminalule. Pentru ce mă ții în pușcărie ca un câine? Și după aia spune că plătești. Păi să plătească. Dacă ai țin în pușcărie, să respecte legea. Că bun, dacă povestea îi dai asta... acasă, cum spune legea, omul nu are nevoie de nimic. Povestea asta cu arestul la domiciliu, cu executarea pedepsei la domiciliu, în ce stadiu e sau care e povestea? Că asta ar fi o soluție, da? Dacă CEDO ne obligă să plătim bani dacă domnul nu facem pe intenționare... Să spun ceva. Hai să spun, dacă, ca să vorbim așa, pe concret. Borcea. Verii mei. Becali. Au vândut niște fotbaliști. N-au jefuit în țara, că cei ce au jefuit țara au făcut numai câte un an și 3 luni, 2 ani. Au ieșit imediat, nu le-a dat amânări, că erau mână în mână cu securitatea. Și a zis, bă, nu vorbiți nimic, că o să vă eliberăm mai repede. Le-a dat drumul la toți și nu le-a dat amânări. Borcea 4 ani în pușcărie că a vândut niște fotbaliști. Ferii mei, 4 ani în pușcărie că au vândut niște fotbaliști. Păi băi, păi ăștia, de ce nu le-a lăsat acasă la domiciliu să facă?
Da, da, au plătit banii, au plătit prejudiciile? Au plătit Victor și prejudiciul, i-ați dat 6 luni amânare astăzi. Da, domnul Becali, dar știți, poate să zică un deținut care nu are forța financiară a veilor dumneavoastră, domnule, frații Becali fac în vilă de milioane pușcărie, eu o fac tot la coteț, că nu am posibilitate. Stai puțin, pușcăria nu este ca să te chinuiești. Pușcăria este, zice, ca să te extragi din societate, ca să nu mai faci rău societății, că tu vezi, Doamne, ești infractor și faci rău societății și te reintegrezi. Și așa că tu îl reintegrezi dacă îți ții acasă. Păi, dar în toată lumea asta, în Europa, nu există pușcărie pentru evaziune fiscală, faci 2-3 săptămâni și după aia vii acasă, stai mai mult. Pentru evaziune economice, nu există ca la noi. În Statele Unite a fost o situație similară acum câțiva ani. Nu știu dacă domnul Becali știe, pentru că sistemul legislativ american era destul de, mă rog, avea infracțiuni foarte dure, mă refer aici la trafic de droguri, la acțiunile astea cu violență, americanii s-au trezit, nu știu dacă știți domnul Becali, că sunt foarte mulți oameni băgați în pușcării, cheltuie statul foarte mulți bani cu acești oameni. Problema e că eu chiar am văzut un studiu al Ministerului Justiției american care arăta pur și simplu faptul că creșterea exponențială a numărului de deținuți, iar rata de reintegrare în societate era invers proporțională cu rata de... Ascultă-mă puțin. Asta, și ce au făcut americanii? Ce au făcut americanii? Noi suntem rupți în fund, n-avem bani. Președintele Obama a fost primul președinte american care a vizitat pușcăriile. Iar sistemul de stat american, administrația americană, a schimbat legislația. Hai să vorbim despre România. Uite-te, domnul Becali, Soina Matei, ce să facem? Nu putem aplica... Domnul Becali, Sorin Dumitrașcu, domnul ăsta director al ANP, spune că ne costă, da, domnul Dumitrașcu este chiar e alături de noi. Bună seara, domnule Dumitrașcu, da? Domnul Mănăstire, am organizat... 570 de milioane de euro ne costă. Domnul Mănăstire, vă rog. Am o rugăminte. Dacă vreți, vorbiți cu mine, după aia vorbiți cu el. Nu o să vorbesc acum cu... Vorbesc cu dumneavoastră acum, dânsul o să vină imediat. Da. Și formă să spună el, sunt în post. Și să mă ierte Dumnezeu că nu mai vreau să judec, că dacă judec, după aia am ispite. Dar să vorbească el nebunul și mai fac încă un păcat și o să mă spovedesc că l-am făcut nebun. Bun, suntem aproape de Paște, domnule Becali. Deci, cifra ar fi de jumătate de miliard de euro. Într-adevăr, Italia a fost amendată pentru situația din penitenciare, tot așa cu o sumă de asta enormă, de jumătate de miliard de euro. Nu e avem adevărat. Bani pentru așa ceva. Nu e adevărat. Ați exagerat și ați manipulat și cu sumele alea. Păi zice șeful de la ANP, dânsul spune suma asta. Păi lasă-mă, te după el spune. Păi uite, șeful de ANP, păi penalti, hai să luăm pe penalti. Hai să luăm pe Meme Soica. De ce să zicem ce e șeful? Hai să spunem să luăm concret, fapte concrete, oameni concreți, nu? Deci hai să luăm pe penalti. A spus acolo 10.000 de euro. 10.000 de euro la penalti, da. Fals. Penalti a făcut numai 2 ani de pușcărie. 700 de zile, ori 5 euro, 3.500. Voi a spus 10.000 ca să manipulați. Meme Soica a făcut 700 de zile. Ori 5 euro, 7, ori 5, 35. 3.500. Voi a spus acolo 6.000. Meme Soica, de ce manipulați? Păi asta e ce sunt cifre de la ANP, domnul... Păi, dar nu dăm... Păi manipulează ei, minte, păi spun eu. Păi hai să vedem cât a făcut Meme Soica, că știu, 2 ani, da? 2 ani, da. 700 de zile, înmulțit cu 5 euro... Aveți dreptate, clar, matematică simplă. Păi, pa, dar costul per deținut per zi este de 3 euro? 5 euro pe zi, atât au dat italienii. Noi așa putem este. Să dăm și 3, că nu ne obligă. Putem să dăm între 3 și 5 euro. Dar
Cred că 5 Dar se adună, domnul Becali, se adună mulți bani. Se adună? Păi să se adune! Păi să se adune, că știi care e treaba? Noi nu facem. De ce ei nu fac pușcăriștii? De ce? De ce? Tu crezi că n-au bani să facă 2-3 pușcării? Dom'le, nu sunt bani, n-au făcut păi nici autostrăzi. Nu e adevărat! Nu e adevărat! Pe unde-s bani? Ce bani? Nu e adevărat! Știi de ce nu fac pușcării? Știi de ce? De ce? Pentru că șeful ANP-ului și directorul de pușcării, ei nu vor. Pentru că dacă se fac pușcării și dacă deținuții stau în condiții bune, păi ei o să zică, păi ce bă? Păi da ce? Păi înseamnă că eu nu mai sunt stăpân de sclav. Nu mai vreau să lucrez în pușcărie. Eu vreau să fiu stăpân de sclav, că sunt director de pușcărie. Eu un om de nimic director, care sunt de 2 lei om, eu sunt stăpân de sclav. Păi dacă faceți pușcării noi... Hai să nu exagerăm că ne dă amendă CNA-ul. Domnul Becali, o întrebare mai ciudată din partea mea. Dacă mâine ar exista posibilitatea ați investi într-o pușcărie privată? Știți că în Grecia sunt pușcării private, de exemplu, și în alte țări. Vine omul de afaceri și face o pușcărie privată. Da. Eu, de exemplu, fac o pușcărie privată fără să investesc. N-am nevoie să câștig nimic. Dar nu mai să o accepte ei, criminalii, că nu acceptă, pentru că ei vor, tu nu înțelegi că ei vor chinotină. Ei vor să chinuiască oamenii. Ca așa sunt învățați, sunt toți militieni de aia. De ce aia. Vrea sadici sau de ce vreau să chinui oamenii? Pentru că așa sunt oamenii obsedați, sunt bolnați. Păi dacă ei sunt oameni de nimic și deci atunci sunt importanți... Ați construit o pușcărie privată. Ați face un proiect de ăsta, nu? Da, dumne, contează ce fac pe loc imediat, eu o fac într-un an, dar ei vor, nu vor ei. Mai bine facem o autostradă, nu ne decât. Da, mor oamenii, știți câți români mor în fiecare an pe drumuri? Vreo 3.000 pe an. Domnul Mănăstire, mai bine dacă vrei să faci un lucru bun, pune și tu o întrebare mâine, domnule, vă rog eu frumos, dați-mi și mie de la pușcăria Jilana sau de la Racova. Da, da, spuneți. Întrebați la Racova și voi vă întrebați. Vă aude directorul ANP. Ce să cerem? Și cere și tu un lucru. Dom'le, vreau să știu și eu, de la Racova, câți deținuți aveți și câte zile au plecat acasă și câte trebuia să plece conform legii acasă. Și o să vezi că ei au dat învoiri numai 2%. Păi dar de ce fac asta? De ce nu respectă legea? Dacă e adevărat ceea ce spuneți. Păi dacă el pleacă acasă, deținutul, eu când am venit acasă după un an, am zis, domne, acum m-am întors la Bruxelles, adică cu alte cuvinte, asta e, am venit acasă, ne-am văzut familia, m-am întors la pușcărie. Că și când ne dea 5 zile, mi se făcea dor de ăla, știi, care când plecam de acasă, steam 5 zile acasă, și a 5-a zi când plecam, trebuia să mă duc la ora 2, nu? Eu mă duceam la 11, cu 3 ore înainte, de ce? Mi se făcea dor de băieția care eram, adică eram o familie cu ei acolo, mă gândeam la ei, cum o duc, că eu când plecam, eu lăsam pe hârtie ce trebuie să se facă în lipsa mea. Puneam șef în locul meu, eu lăsam în moștenire. 5 zile lăsam șef în locul meu. Și dacă se întâmpla ceva, le lăsam numărul de telefon de pe mobil, ca să mă sune pe mobil, cum ar veni șeful interimar care l-am pus, ce s-a întâmplat și cine a deranjat secția, ca să ne norocesc când vin. Da, aveau telefon mobil în închisoare, domnul Becali? Nu, mă sunau de pe telefonul fix pe telefonul mobil. Fix de pe telefonul mobil, da. Bun, mulțumesc mult pentru intervenție, oricum subiectul ăsta rămâne, domnule Dumitrașcu, da? Sunt corecte cifrele astea, dacă ne auziți, directorul ANP? Da, vă aud cu precizarea că nu sunt directorul ANP, sunt președintele Federației Sindicatelor din Administrația. Așa mi-au scris colegii, m-au dezinformat. Vedeți cum se fac fake news-urile. Mă scuzați, domnule Dumitrașcu. Deci cifra asta de jumătate de miliard de euro e înfricoșătoare așa la prima vedere. Atâta trebuie să plătească statul român deținuților? Este vorba despre un calcul raportat la anunțul Ministrul Justiției, care a spus că va da între 5 și 8 euro fiecărui deținut care a stat în condiții improprii în perioada 2012-2017. Estimarea noastră este că aproape 92.000 de deținuți vor
beneficia de această așa zisă despăgubire, ceea ce ne duce la o sumă între 370 de milioane și 550 de milioane de euro în funcție de suma finală care se va decide, adică 5 euro sau 8 euro pe ziua de retenție. Sau 3 euro, nu știu, acum depinde, sunt cifre și cifre în funcție de chestia asta. Bun. Bun, dacă sunt 3 euro, deci, atunci de la 370 de milioane, probabil că se coboară la 150, dar totuși e o sumă extrem de mare. Este obligatoriu să dăm banii ăștia? Este obligație europeană? Asta spunea domnul Becali? Nu. Legea asta trece, suntem obligați să dăm banii ăștia sau e o inițiativă lui Toader și a MJ-ului de capul lor? Nu există în decizia CEDO o cerință care să ne oblige să dăm această despăgubire. Este o inițiativă a Ministrului Justiției Tudorel Toader, nu știm ce se află în spate. Cert e că e extrem de dubioasă, mai ales că i-am spus de foarte multe ori să citească decizia aceea CEDO, în care nu scrie nicăieri despre despăgubiri acordate de deținuților. Dar ce resort poate să aibă legea asta electoral? Se gândesc că dacă dau bani la foștii pușcăriari sau la cei care execută, vor avea un avantaj electoral, de ce să dai atâția bani? O să intervin și o să spun următorul lucru. CEDO judecă pe un caz anume. Deci, speța pe care o discutăm potrivit articolului 46 și 51 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, acolo se precizează foarte clar. Hotărârile CEDO implică doar părțile implicate, nu produce efecte erga omnes. Prin urmare, tuturor. Prin urmare, CEDO nu poate obliga un stat ca parte, ca într-un caz anume individual, care este supus judecății și unde poate să dea o decizie cu putere de autoritate de după judecat, să oblige statul respectiv ca în baza acelui dosar pe care l-a soluționat, statul respectiv să dea la toată. Nu se poate așa ceva. Deci asta este exclus. Ce a spus domnul Becali este total incorrect. Deci asta este inițiativa Ministrului Justiției. Cum e că nu s-a gândit la penitenciare, să vedeți ce salarii mici au. Să vedeți ce salarii mici au. Da? Deci dați-mi voie să termin. Deci prin urmare, nu există la nivel european, nici în Consiliul Europei, nici la nivel CEDO, nu te poate obliga să iei o asemenea aberație. Altceva poți să faci în schimb, să modifici condițiile din penitenciar, să schimbi și condițiile de muncă a acestor oameni. Păi cum să modifici condițiile în ale celor din Autoritatea Națională a Penitenciarilor? Domnul Valentin Ionescu, cum să modifici? Doamne, asta îți cere bani și timp. Miliarde de euro. Bani de și, de unde și bani de unde și miliarde de euro. Și să se dezvolte o politică, au mai domnule, fost proiecte. Domnule, mor de cancer. Stai sunt programe naționale mai de sănătate, sunt finanțate. N-avem autostrăzi. Da, de acord. De unde scot miliarde? Pentru că o să vedem imediat că deficitul s-a dus naibii. Este de unde scot 3 miliarde să nu, facă pe intenționare? Nu, dar stați un pic, eu nu sunt de acord să se dea banii ăștia. Eu am vrut să spun altceva. Asta trebuie să ai un alt gen de planificare decât am auzit la domnul Becali. În România au trecut și alte state. Asta încerc să spun pe acest subiect. Inclusiv statul american, United States of America, a avut cea mai mare, are și acum cea mai mare rată de încarcerare de pe glob. Așa înțelegi? E, se bagă la pușcărie în America, se bagă ca la nebunie la pușcărie acolo. În America la greu. Problema e că s-a descoperit prin studiile Ministerului Justiției, pe care, crede-mă, le-am citit, statul a devenit, băgat banii în aceste pușcării la o rată exponențială, creștea rata de la buget în aceste pușcării, oamenii nu se reintegrau în societate, deci tot în pușcării se întorceau, pentru că în Statele Unite sunt mai multe tipuri de penitenciare. Penitenciare private, penitenciare de stat, penitenciare federale, penitenciare pentru copii, pentru ca infracțiuni și pentru minori. Și au descoperit în 2014 că nu mai pot susține, pentru că tot timpul crește rata de deținuți, se construiesc noi pușcării pe teritoriul statului american și statul american e cea mai mare stat cu cea mai mare rată de încarcerare de pe glob, se pare că mai mare decât state mai subdezvoltate. Este și ce s-a întâmplat? Acolo. A fost, ascultă-mă puțin, au luat măsuri legislative. În sensul în care vorbeai tu cu domnul Becali la telefon, au modificat legislația. Vreo 30 din 40 de state au modificat legislația pe infracțiuni și pedepsele au devenit, n-au mai devenit privative de libertate, au
au dezvoltat sistemul de pedepsă în libertate. Și măsurile, am văzut studii, nu este adevărat, funcționează. Domnule, dacă vă spun că funcționează... Domnule dracu, de alea, de nu, lăsați-mă în pace doare. Eu aberație să dai unui pușcăriaș nou pe stradă, domnule. Lăsați-mă cu inerțiile astea, domnule. Sunt măsuri de reinserție socială prin... Economie socială acolo puțin, e cam și lucra pe chestia aia, dar exemplu ăsta... Eu vă arăt studii, deci da. Lucruri fluide. Da, și iar mediul cultural acolo, nu e obligatoriu să fie obligat. Și măsurile din libertate au devenit mai draconice decât cele din penitenciar. Încât... Fără pușcăriaș în libertate. Uite, iar mediul cultural, despre ce discutăm aici, domnule. Îl sfătuiesc pe domnul Ionescu să urmărească frontline-ul și rapoartele Ministerului Justiției Dojului American despre life on parole, despre pedeapsa sub libertate. Apropo, ați lucrat vreodată pe un asemenea program? Că eu am lucrat. Ați lucrat vreodată? Că văd că discutați cu multă ușurință. Eu am lucrat cu ANP și cu Federația Filantropia. Ce se întâmplă cu reinserția socială a prizonierilor de penitenciar? Lăsați-mă cu președintele Obama că vorbiți din raportări și nu din studii pe care să le fi făcut dumneavoastră. Nu ați văzut nimic din partea asta. Nu v-ați dus nici măcar într-o pușcărie să o vedeți. Am făcut reportaje. Să vă duceți și la ANP. Așa, bun. Deci reinserție în România. Există studii și eu am participat la ele. Așa. La reinserția prizonierilor de penitenciar și ăștia, nu, că n-am fost pe subiectul ăsta, am făcut-o ca expert. Și problema este că guvernul României nu le implementează. Nu mai vorbiți de povești nemuritoare. Așa, să organizăm, să organizăm dezbatere. Ce ar fi de făcut? Ce ar fi de făcut? Deci pe partea asta, deci doamne, hai să voi nu sunt bani, nu înțelegeți că nu sunt bani. Reinserția unui prizonier, dați-mi voi. Reinserția unui prizonier de penitenciar în funcție de condamnarea primită poate dura între 3 și 5 ani. Ăla trebuie pus sub un control, trebuie să aibă un loc de muncă. Nu trebuie să lași pe stradă și să lași în libertate. Ăla, după ce a executat cel puțin 2-3 din pedeapsă, de atunci să spui problema, după o evaluare, dacă merită să-i dai drum. Așa, asta credeți dumneavoastră, eu cred altceva. Nu, doar dacă încalcă prevederile controlului, cum ar veni al măcinilor. Și acum dânsa s-a dus în pușcării și acum, sunt criminali care pleacă din pușcărie, se duc la muncă, se întorc seara în penitenciar. Da? Bun, sunt și situații de genul ăsta și noi nu știm de ăștia care lucrează. Da? Bun, una peste alta. Total împotriva unei asemenea inițiative aberante a domnului Toader. Deci oamenii ăștia trebuie în primul rând, că sunt probleme foarte mari în penitenciar cu oameni care nu sunt integrați, nu vor să muncească, și aici este o problemă legală, pentru că nu sunt incluși în programul a doua șansă, ca să fie să primească și școală, ca pe baza competenței din școală să meargă să facă un program de formare profesională și să și muncească și să ia bani din propria lui muncă, să iasă din pușcărie cu un ban pe care l-a obținut muncind, și când iese din pușcărie să-l controlezi, să-l pui sub un control într-o întreprindere socială, să-l supraveghezi 3 până la 5 ani, să vezi ce faci acolo, nu se dai drumul din pușcărie să nu te mai intereseze. Dar asta nu înseamnă arest la domiciliu, că nu-i vacanță și nici libertate. Deci asta este o bătaie de joc. Lăsați-mă cu America, domnule, că nu e adevărat. Deci în America oamenii sunt în pușcărie, nu sunt pe stradă. Îmi pare rău. Așa. Prostii de astea. Deci domnul Ionescu spune să-i punem la muncă. Păi nu, e o opinie, da? Domnul Ionescu, spune eu că nu știe situația. Martin Șicrelli, un mega tycoon, acum a fost condamnat, care, mă rog, a făcut o mizerie în tot statul american, în întreaga America, a vândut la suprapreț, la 1800, mă rog, la sută, niște medicamente. Un mare șmecher, avea niște companii farmaceutice și s-a pus în discuție chiar în timpul procesului. A fost condamnat pentru evaziune și el a făcut o schemă Ponzi, de exemplu. Ok, bun. A furat niște bani, mulți bani. I-au luat banii americani. I-au luat banii, bineînțeles, a avut cauțiune de 5 milioane de dolari și a doua seară era acasă, era pe Twitter. A intrat în pușcărie și a luat foarte puțin.
puțin față de cât... Față de Medov care a închis pe viață, da. Este foarte ușor să plecăm în alte țări. Dar trebuie să ne uităm la alte state să ne vedem. Nu, dar Nesa n-are studii juridice și nu cunoaște lucruri, habar n-are. Unu, politica penală ca și politica de penitenciar ține cont de educație, de securitate, de nivelul de securitate dintr-o țară, de nivelul de educație dintr-o țară. Păi inclusiv codul penal. Codul penal nu se face copiii cum am făcut noi de la greci, de la francezi și de la belgeni. Te uite că l-am copiat. Da, și am făcut o prostie. Uitați-vă ce prostie. Și din 2009 le spun treaba asta, că n-au făcut nicio evaluare pe asta și au stabilit pedepsele în mod arbitrar de la 2 la 7 ani sau de la 3 la 10 ani, indiferent de natura infracțiunii respective. Ne luând în considerare specificul și psihologia poporului ăsta până. Întrebați-i pe oamenii ăștia dacă mai e păfir. Întrebați-i pe oamenii ăștia dacă mai este păfir. Lăsați-mă să termin. Omul ăsta din sindicat care vorbește, nu, dumneata spui tâmpenii că habar n-ai despre ce vorbești. Domnule Escu, vă rog frumos. Hai să ne calmăm. Oamenii ăștia nu sunt întrebați care lucrează în penitenciar și au niște salarii mizerabile, ei nu sunt întrebați ce se întâmplă penitenciar, că nu se fac evaluări corecte niciodată. Da? Nici psihologii din penitenciar codul sunt de procedură penală și codurile penale. Știți că nu sunt bani, nu sunt bani. Dar asta nu sunt bani, dar domnul Mănăstire, s-a încins dezbaterea în studio, vreau să vă spun doar un singur lucru și este convingerea mea. Domnul Toader mimează preocuparea prin acest electoral. Proiect. Nu va trece, nu e o prioritate, sunt alte priorități pentru actualul guvern și bun, haideți să spun deși că suntem obligați să creăm condiții. Trebuie să dăm informația corectă telespectatorului. Codul de procedură penală și codul penal au fost elaborate de un comitet de experți, unde multe instituții ale statului român, parchete, DNA, parchete general, Ministerul Justiției, s-au plătit 10 milioane de euro, domnul Predoi a plătit de la MJ. Exact, și au fost, da, avocați, toți au lucrat și la codul, au intrat în vigoare și au fost consultări constante cu Comisia Europeană pe prevederile referitoare la pedepse. Deci asta nu pot să nege domnul evaluare și nu s-a făcut. Domnul Ionescu, de unde scoatem jumătate de miliard de euro dacă trece Tudorel Toader legea asta să dăm bani la deținuți jumătate de miliard de euro? Nu vă pot da eu răspunsul pentru că este o inerție. De unde facem rost de bani pentru pușcării, să le modernizăm, să le ducem? Nu, asta trebuia făcut o planificare pe câțiva ani. Problema asta nu o soluționez peste noapte. Aici, domnul Becali probabil că are dreptate, nu în altele, nici cu arest la domiciliu și alte povești de genul ăsta. Dar condițiile din penitenciare, într-adevăr, sunt proaste și nu poți să mai stai așa. Deci aici îți trebuie o planificare pe câțiva ani, dar aici ai de lucru investiția, domnul Mănăstire, investiția asta nu înseamnă doar să construiești pușcării. Înseamnă să investești în oameni care fac educație cu omul în penitenciar, ai nevoie de psiholog pentru că sunt niște situații acolo incredibile, ai nevoie de oameni care după aceea să-ți asigure asistență pe întreprinderi sociale, să le dai oamenilor ăstora o calificare în interior și când ies în exterior ca să prezinte siguranță. Deci sunt niște probleme foarte mari, pe când noi nici nu ne gândim la ele. Iar cheltuiala din toată enumerarea asta pe care v-am făcut-o e mai mare decât a pus omul ăsta pe hârtie prin aberația respectivă. Deci nu e vorba aici să dai niște despăgubiri unor oameni că au stat în condiții proaste, ci trebuie să te gândești la viitor ce ai de făcut ca să dai o sustenabilitate unui sistem prin care tu protejezi și societatea și încerci să reintegrezi, atenție, o parte din oamenii din penitenciar. Pentru că mulți, din păcate, se întorc acolo, indiferent de condiții. Din păcate, după o scurtă pauză comercială, am vești proaste. Deficitul, da, bugetar crește, 5,5 miliarde de lei, adică peste 1,3 miliarde de euro deficit în luna februarie, doar pe luna februarie. Așadar, statul român cheltuie în dragi bani pe pensii și salarii, pe cheltuielile, pe toate angaralele statului, dar încasează. Asta înseamnă un singur lucru, da? Cred că știți la ce mă refer. La faptul că statul român va împrumuta. O să ne împrumutăm din nou de bani ca să plătim cheltuielile, da? Pentru că cineva vrea foarte, foarte, foarte determinat așa să ne bage, spun eu, mașina numită România, să o bage în gard. Scurtă pauză și revenim.
pensii și despre deficitul bugetar. Cu alte cuvinte, luna februarie, statul, da, este în pierdere, da? Gândiți-vă la statul român ca la o familie, da? La o familie în care luna februarie ai cheltuit, da, cu mult decât mult, da, miliarde de euro în plus față de cât, de cât ai incasat, da? Cam asta face statul român, iar statul român merge și pe spatele nostru și a generațiilor viitoare merge și se împrumută de la bănci și de la fonduri de investiții din exterior, da, ca să asigure deficitul ăsta. Domnule Valentin Ionescu, că tot ne-am calmat, că am discutat despre pușcării și despre închisorile din România, ăsta este deficitul pe luna februarie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, mai pe înțelesul nostru, domnul, e corect ce am spus eu? Da, deci primul trimestru, întotdeauna guvernul României a încasat mai puțin și a cheltuit destul de mult. Deci anul asta ar fi normal, să zicem. Da, dacă putem să spunem că anormalitatea s-a transformat în normalitate. Acum, anul acesta am atins un deficit în primul trimestru comparabil cu cel din 2009. Pe atunci era criză. Da. Acum nu e criză, acum, e creștere economică. Da, dar acum ce se întâmplă? Aici nu vreau să-i fac neapărat un reproș domnului Teodorovici, că vine pe un buget deja construit. Dar cheltuielile s-au majorat în primul trimestru acestui an datorită legislației de anul trecut. Și anume, au crescut salariile, s-au majorat de la 1 ianuarie cu 25%. Pe asta e bine că au crescut salariile. Am o majorare, stați un pic, că efectiv pe real, pe salarii nete, e de 4 sau de 3, cam așa. În fine, 3%. Alții au pierdut. De se dă, bun. nu se ia. De se dă, nu se ia. Da, dar am o majorare de cheltuială și aici cheltuiala pe ansamblu e cam de 18%. Da? În termen de cheltuială, nu discut în termen de majorare a salariilor. Am avut o majorare pe subvenții în agricultură, aia nu e un lucru rău, atenție. Aia e altă poveste care e recuperabilă. Nu e o parte rea. Și am o majorare de cheltuieli pe cheltuieli materiale și de servicii, în ciuda faptului că este o ordonanță care obligă toate autoritățile publice să-și reducă aceste cheltuieli cu 10% anul ăsta, deși sunt autorități publice în mare nevoie. Asta e altceva, dar domnul din păcate Ionescu, situația dacă este critică. Și din investiții, eu nu spun despre unii deocamdată care toată banii pe tot felul de tâmpenii. Deocamdată nu s-au apucat să taie. Dar s-ar putea în vară, în momentul în care presiunea pe aceste cheltuieli să crească datorită faptului că n-am numai cheltuieli pe salarii în sectorul bugetar, se mărește și punctul Vestea de pensie. Vestea bună este că mai putem să împrumutăm de pensie. Statul se mai poate împrumuta. Să știți că de împrumutat vei găsi întotdeauna o persoană care să te împrumute. O bancă te va împrumuta întotdeauna. Depinde de dobândă și de termenul de rambursare. Acum, dacă ne gândim la generațiile viitoare sau nu, asta e altă discuție. Deocamdată nu prea ne gândim la ea. Facem și noi ca Grecia, domnule, și asta e viața. Deci, vedem cât ține. Avem, încă 5 ani, 10 ani. Nu? Bun, deci avem niște riscuri cu care am început. Riscul cu care se confruntă ministrul finanțelor. Are niște cheltuieli care deja sunt fixate în legea bugetului de stat. Nu știu ce se va întâmpla la rectificare. Și în legea bugetului asigurărilor sociale de stat, că v-am vorbit adineauri de pensii. În același timp, constatăm că în plan economic, situația nu e tocmai roză, pentru că anul acesta avem o inflație cum n-am avut de mulți ani. Eu nu spun că e de 12, că am auzit și cifrele astea, dar e de 5 și este suficient. Și acum vine Paștele și de regulă cu fiecare sărbătoare religioasă, din păcate, antreprenorii din România speculează aceste evenimente și cresc prețurile. Și față de cei occidentali care fac exact contrariul, da? Ca să aibă vânzări mai bune. Deci la noi există obiceiul ăsta prost. Și, din păcate, prețurile nu vor scădea după sărbători. Vor rămâne cam la același nivel pe care îl vedem în prag de Paști, acum. Da? Asta înseamnă că prețurile vor avea un impact negativ în puterea de cumpărare a oamenilor, a veniturilor pe care oamenii le realizează lunar. Deci, ne confruntăm cu niște probleme. Nu știu cum le va rezolva guvernul. Sper să le rezolv. Nu știu cum le va rezolva. Păi dar s-a rezolvă? Angajat în niște păi cheltuieli foarte mari. Care ar fi variantele? Cum le rezolvă? Păi are, varianta nu este decât împrumut sau taxare. Taxare? Păi altă soluție... Înainte de alegerile prezidențiale din 2019, nu știu dacă va fi. Vedeți nu. Un guvern împrumut, ce vor mări taxele? Am zis împrumut sau taxare. Probabil că varianta convenabilă este de împrumut. Acum mai gândiți-vă la ceva, că în materie de pensii, anul ăsta am avut o majorare de 2,7%, la anul probabil tot așa, dar în 2019-2020 un sal de 500 de lei. Nu știu cum va fi făcut, pentru că
este enorm ca punctul de pensie să crească la 1775 de lei, exact așa cum s-a angajat Guvernul României. Deci, anul acesta știți că s-a luat măsura aceea grosieră de reducere a deficitului în sistemul public de pensii, ca urmare a transferului contribuțiilor sociale. Bun, să zicem că păi nu s-a adus... Vor starce bani de la privat, nu? Păi și până de acum acolo. De unde au luat bani? Păi tot de la privat, păi și din împrumuturi. Păi da, dar n-ai, nu mai pui existi. Pui taxe, pui biruri mai mari nu, și iei bani poate. Împrumut, nu? Deci nu se poate. De ce bine, să nu se poate? Ei anul ăsta au făcut o socoteală, le-a ieșit. Adică au avut o majorare în casări mai bună la contribuții sociale, dar asta datorită faptului că au majorat salariile în sectorul bugetar, nu din alt motiv, că gradul de colectare tot ăla este. N-ai cum altfel. Și cum vor rezista până la sfârșitul anului pe deficit, îmi este greu să vă spun eu acum, pentru că dacă se feresc de taxe, împrumuturile vor deveni din ce în ce mai costisitoare. Problema e că dacă le faci pe plan intern, aici creezi un efect negativ, se numește de evicțiune, în sensul că băncile, în loc să financeze economia, finanțează sectorul public, ceea ce este foarte... rău, adică nu-i de bun augur. Domnule Enescu, aici lucrurile și... sunt destul de clare. Faptul că în discursul public PSD-ul folosește tot mai des exact sintagma asta că ne încadrăm în criteriile tratatului cu privire la împrumut și că încă ne privire mai putem... la datorie. La datorie. La datorie. Și ne mai putem împrumuta până la 60%. Arată foarte clar că nu au un plan depinde pentru bine... ce te împrumuți. Nu, împrumutul va fi tot pentru consum. Omeni electorale, pentru că vine un an electoral 2019 și toate aceste majorări nu se vor realiza nici de cum din creștere economică, ci pur și simplu se va împrumuta România în continuare cu câteva miliarde de euro în plus. Asta este convingerea mea, pentru că nu se construiește nimic, nu se... întâmplă absolut nimic semnificativ și plus că avem creștere economică și încasări mai puține. Deci toată această realitate... Gradul de colectare nu s-a modificat. Să știți că a mai crescut la contribuții sociale, a mai crescut, adică a trecut de 70%, cred că e undeva la 76%, dar nu este suficient, că restul trebuie acoperit din ceva. Problema este însă că noi avem un model construit de guvernele anterioare din 2012 până acum, destul de asemănător cu politica pe care Grecia a avut-o din anii 80-90 încoace, până la criză. Ori, domnul Teodorovici are o sarcină foarte dificilă să schimbe acest model. Este extrem de riscant, pe termen lung extrem de riscant. El aduce voturi temporare. Dar... Se termină în 2-3 ani de zi și guvernare. Asta vin alții care plătesc coalele, nu? Nu e povestea în România, suntem ca un cantrun de ăsta, perpetuum mobile, da, care a mai atras atenția. Nu țineți minte că s-a creat și o comisie în Parlament să ancheteze cum a întocmit bugetul guvernului Cioloș. Deci, soluții politice pentru a răspunde la asemenea crize se găsesc. Guvernul Cioloș erau mulți oameni cu expertiză în guvernul Cioloș. Nu, dar faptul că au încercat să dea o notă politicianistă, când știam foarte domnul clar Tomas, că nu se în putea. Guvernul Cioloș era un guvern sprijinit de ce era în Parlament, adică nu avea, PSD și PNL. N-avea sprijin politic, unul la mână, cum doi. Cum să n-aibă sprijin nu, politic? Nu, stați un pic, nu, PSD n-avea. Și PSD n-avea. Nu, stați un pic, nu. El era ținut în viață, că așa s-a dorit. Tranziție, da? ca sac de box. Exact. Și vreau să vă spun cu ce ne confruntam. În fiecare zi aveam proiecte de lege pe cheltuiel, domn. Deci nebune, era incredibil. În Parlamentul României numai pomeni electorale. Deci bugetul ăla nu știu cum a rezistat un an de zile. Deci a fost o luptă permanentă să menții deficitul ăla care nu era mic, să știți, aduceți-vă aminte. Că a fost 2,98. Dar a fost foarte greu să-l menții așa. Pentru că în Parlament, pensii, aduceți-vă aminte, concedii de maternitate fără plafon și acum spun că se dau cu plafon, adică au uitat de chestiile astea. Nu se Solina poate așa. Solina Cercăzla, nu avem an electoral. Foarte important pentru PSD și pentru... Eu nu înțeleg ce fac PSD-ște. Crezi că o să dea cu banii în populație? L-au dat afară pe Mișa ca să-l pună pe Mișa la ANAF. Doamne, s-au chinuit să-l schimbe pe Mișa. PSD-ște. A fost scandal mare. Este logica noaptea minții la PSD.
Deci au fost bătălii între grupările din PSD să-l schimbe pe ăla. Dar ce nu înțelegi? A fost un ministru mai puțin inspirat? A fost un ministru mai puțin inspirat și este un șef al ANAF foarte bun. Și acum, deci, că s-a discutat și de declarația... Trebuie să pună cineva în aplicare de... Revoluția fiscală. Așa, și revoluția fiscală înnebuniseră tot, pe toți. Pe revoluția este a lui Mișa, care vine Teodorovici, care îl pune tot pe Mișa. Deci spune și mie, e ceva logic în țara asta și tot timpul vorba ta, suntem în aceeași poveste. Ghiță vorbește de 3 ani, ăștia se schimbă unii pe alții și nu progresăm. Adică noi de 25 de ani avem o autostradă. Adică nimeni nu face nimic în țara asta. Nu construiește, nu se consolidează, nu crește nimic. Ha, vreau să văd 10 km de autostradă, 5, dă-ne 3, dă-ne 2. 3 ani de chioveși în fiecare seară la televizor și de justiție. Eu spun, eu am fost plecată câteva Sorina, săptămâni, din state PSD, normale la cap, eu n-am văzut, în care au rețele de televiziune puternice, eu n-am văzut în fiecare seară și era premierul Netanyahu, a fost în Israel. Băi, sunt 5 canale, erau de știri acolo, știrea dura 5 minute, nu erau ceasuri pe ecran, nu erau, mai sunt 3 zile, mai sunt 2 zile, mai sunt... Nu am nebun, înțelegi? Dincolo de țară de nebuni. Pușcării, dincolo de deficitul de pensii, fondului de pensii, există o altă problemă gravă pe care nu dezbate nimeni. Foarte scurt. La ora actuală avem 300.000 de copii care au abandonat școala. Aia este o problemă serioasă. Dar vedeți că se discută de asta? Da. Și ediție specială mâine a dosarului de politician, începând cu ora 8, fostul președinte al României Traian Băsescu. Lucruri interesante, mai ales că Sebastian Ghiță și Traian Băsescu au declanșat, cum spune și Sorina Matei, un scandal public. Am început acuzele între fostul președinte și fugarul de la Belgrad. Așadar, să ne ținem bine, Traian Băsescu vrea să facă dezvăluiri mâine. O seară liniștită, numai bine!